Mercem în Angulea Bogdan. Berdea, Dilimot Lomică. Lejoi, Toaden Marian. Braz, Mircea Radu. Bredu, Comșa Iorghe. Bucur, Ionita Alina Beatrice. Este emoționant dacă mă pun pe vorba că nu Ioniță. Poenarii Burci, Florea Daniel. Posești, Dean Hudecepal. Predean Sărași, Balea Adrian. Provița de Jos, Găman Constantin. Provița de Sus, Pătran Dragoș Vasile. Buchenii Mari, Marinescu Sorin. Lârfov, Ninaci Marius. Sângerul, Cernica Ion. Scorțeni, Păun Alexandru. Secăria, Metelciu Ioan. Șirna, Ioan Răzvan. Șotriile, Albu Marian Lucian. Starchioș, Ceaușu Daniel. Ștefești, Struiescu Loredana Gabriela. Șuran, Marius Necula. Talea, Barbu Alexandru. Târșorul Vechi, Dragnea Cristian. Tăcaru, Tache Jianu. Telega, Chirobocea Alexandru. Tinosu, Molea Gheorghe. Tomșan, Protocea Ilie. Vadu Săpat, Mareș Ion. Valea Dostanei, Șușu Ciprian. Vărbilău, Ioan Marius. Vâlcănești, Soare Nicolae. Orașul Lazuga, Mușat Ion. Orașul Băicoi, Tiberius Iordache. Orașul Boldescăieni, Cardo și Nicolae. Orașul Breaza, Bercăroiu Dragoș. Orașul Bușteni, Codescu Valentin. Comarnic, Marius Cristi Popa. Mizil, Marius Cronoiu. Clopeni, Petre Marius Cristian. Sinaia, Marcoci Constantin. Slănic, Mare Laurențiu Cornel. Urlați, Mateescu Constantin. Valent de Munte, Florea Gabriel. Municipiul Câmpina, Pițigoi Ioan Adrian. Și cu voia dumneavoastră, Bozianu Nicoleta Cătălina, pentru primăria Municipiului Ploiești. Întâlnirea noastră de astăzi, ca de altfel tot ceea ce ține de existența și de activitatea Partidului Mișcarea Populară, stă sub semnul curajului și al înnoirii. Avem curajul să propunem un proiect nou pentru România și pentru Prahova. Avem curajul să implicăm în politică și în administrație oameni noi. Avem curajul să spunem lucrurilor pe nume. Pentru că nu poți înnoi o societate fără să enumeri cu subiect și predicat bolile de care suflătă. Curajul. Acesta este cel mai important lucru pe care l-am învățat din exemplu dumneavoastră, domnule președinte Traian Băsescu.
Am învățat de la dumneavoastră că prima condiție pentru a câștiga este să ai curajul de a intra în luptă, de a înfrunta toate greutățile, indiferent cât de mari sunt. Am învățat de la dumneavoastră că trebuie să te bați pentru primul loc, mai ales atunci când te lupți pentru convingerile tale, pentru proiectul tău, pentru ideile tale. Vă asigur și pe dumneavoastră, dar și pe concetățenii noștri, care cer un proiect nou pentru România și pentru Prahova, că noi aici vom lupta cu toată energia și din tot sufletul, pentru că noi suntem acel proiect nou cerut de oameni. În ultimii ani s-a vorbit pe bună dreptate de noirea clasei politice. În fața cetățenilor, partidele vechi nu mai sunt credibile. Aceste partide s-au transformat în structuri mamut care au pierdut contactul cu realitatea și cu oamenii. Vechile partide, PSD și PNL, au ajuns niște uriași cu picioare de lut. Electoratul nu mai crede în politicienii din aceste partide sau în ceea ce propun politicienii acestor partide. Oamenii așteaptă altceva de la clasa politică, așteaptă o alternativă reală la monopolul USR. Înnoirea clasei politice înseamnă implicarea tinerilor și a oamenilor care nu au mai făcut politică, care s-au simțit înstrăinați și nereprezentați de modul de a face politică al partidelor vechi. Schimbarea reală înseamnă implicarea în politică a celor care și-au dovedit competența și integritatea în mediul privat sau în administrația publică. 80% dintre candidații Partidului Mișcarea Populară Prahova nu au mai făcut politică. Această realitate ne dă putere și credibilitate în fața oamenilor. Suntem oameni de ispravă, oameni ai faptelor, nu ai vorbelor goale. Suntem oameni care apreciază munca și rezultatele, nu demagogi de profesie. Domnule președinte, dragi colegi, în Prahova, mai mult decât în oricare județ al țării, este nevoie de o schimbare fundamentală de oameni noi în mișcare pentru interesul public. Prahova este un județ prizonier al cărtășii politice ale partidelor vechi. Complicitatea PSD și PNL de la nivelul administrației locale din județ și din Ploiești ne condamnă la stagnare și la corupție. Suntem un județ insuficient dezvoltat în raport cu potențialul nostru de creștere, cu resursele umane și materiale pe care le avem. Există diferențe uriașe între zonele dezvoltate și cele mai puțin dezvoltate ale județului, iar administrația locală, dominată astăzi de partidele vechi, nu face nimic pentru a le diminua, din dezinteres sau din incompetență. Stă în puterea noastră a celor care au curajul să propună proiecte și oameni noi, să oprim cârtășia PSD-PNL și să punem Prahova în mișcare. Vă mulțumesc, domnule președinte și dragi colegi, pentru încrederea pe care mi-o acordați prin desemnarea mea drept candidat la primăria municipiului Ploiești. Încrederea dumneavoastră mă onorează, dar în același timp sunt perfect conștientă de responsabilitatea pe care mi-ați încredințat-o. Marea noastră bătălie cu vechile partide se va purta la Ploiești. Aici ne luptăm cu cel mai mare grad de dezinteres al factorului politic local față de problemele reale ale oamenilor. Primăria și Consiliul Local, dominate de PSD și PNL și de interese obscure, decid asupra viitorului Ploieștiului fără să țină cont de nevoile reale ale ploieștenilor, fără să-i consulte pe oameni. Ploieștiul este astăzi un oraș captiv celor două partide care au format USR și care se ceartă de ochii lumii, dar se înțeleg de minune în Consiliul Local pe împărțirea și cheltuirea ineficientă a banilor noștri. De aceea, vom schimba cu 180 de grade prioritățile de investiții. Înaintea investițiilor care iau ochii în zona centrală, ne vom ocupa de cartierele de la periferie din care lipsesc utilitățile și asfaltul. Majoritatea ploieștenilor trăiesc în cartiere, chiar dacă se plimbă prin centru. Vom aloca resurse financiare ale orașului cu prioritate către proiectul de reabilitare termică a blocurilor, fără costuri pentru proprietari. Acest proiect înseamnă întoarcerea la ploieșteni a taxelor și impozitelor plătite de ei.
Viitorul orașului sunt copiii noștri, iar viitorul copiilor noștri depinde de educația pe care le-o dăm. Educația va fi prioritatea mea de grad zero ca viitor primar. Educația înseamnă investiție în viitor și nu cheltuială inutilă. Este de aceea obligația primăriei să investească în dotările școlilor și să se implice în stabilirea programei școlare, astfel încât copiii noștri să învețe acele lucruri de care comunitatea noastră are nevoie pentru a se dezvolta economic. Vom aloca resurse pentru construirea de baze sportive pe terenurile disponibile de la marginea cartierelor. Vom aloca resurse pentru amenajarea cantinelor școlare în care copiii noștri să poată mânca sănătos, la prețuri mici, accesibile oricărui părinte. Scuzele de tipul nu sunt bani, nu țin. Costurile sunt mici, este nevoie doar de un primar care să înțeleagă că viitorul orașului depinde de viitorul pe care îl construim prin educație copiilor noștri. Ca primar, îmi voi face datoria cu mintea și sufletul pentru Ploiești și pentru viitorul copiilor noștri. Domnule președinte, mă tot întreabă presa prahoveană cu cine o să facem alianțe locale, ce combinații politice vom executa după alegeri. Înainte să veniți, mi-a trecut prin minte să vă rog pe dumneavoastră să-mi dați un răspuns politic adecvat la această întrebare. Apoi m-am răzgândit. Și am curajul să dau un răspuns pe care sunt sigură că l-ați dat și dumneavoastră. Aliații noștri sunt prahovenii și ploieștenii, care majoritatea lor covârșitoare vor oameni noi, vor un proiect nou, vor o țară, un județ și un oraș care se mișcă spre mai bine. Vă invit, dragi colegi prahoveni, să nu uităm în niciun moment al luptei acest adevăr. Vă asigur că astfel, pe 5 iunie vom câștiga. Vă mulțumesc din suflet! Îl invit acum să ia cuvântul pe domnul Ioan Adrian Pițigoi, candidatul nostru la primăria municipiului Câmpina. Vă mulțumesc, doamna președintă, și felicitări pentru discurs. Bună seara, domnule președinte, bună seara, dragi colegi. Mă bucur să vă revăd astăzi cu ocazia lansării candidaților Partidului Mișcarea Populară pentru funcția de primar în județul Prahova și doresc să mulțumesc pentru prezență domnului președinte Traian Băsescu și conducerii centrale în numele organizației Prahova. Ne aflăm în fața dumneavoastră întrucât ați considerat că suntem persoanele cele mai potrivite pentru a reprezenta Partidul Mișcarea Populară în alegerile din iunie. Numele meu este Pițigoi Ioan Adrian, am 37 de ani, sunt de profesie economist și în calitate de candidat la primăria municipiului Câmpina doresc să propun câmpinelor un parteneriat direct, o relație corectă între cetățeni și aparatul administrativ bazată pe respectarea legilor și a Constituției. Doresc un dialog permanent cu locuitorii orașului prin intermediul consultărilor publice în vederea determinării gradului deciziei în beneficiul comunității. Cunosc în amănunt problemele câmpinenilor și dețin coordonatele necesare în tocmirea unei strategii coerente care să ofere soluții concrete în vederea ameliorării lor. Rezultatele administrației ineficiente și clientelare se resimt și la Câmpina, iar acest aspect este vizibil prin faptul că tinerii din oraș ne pleacă în căutarea unui trai mai bun. Declinul trebuie oprit. Astfel, este necesară o viziune coerentă de dezvoltare. Este momentul în care cei ce nu au mai făcut politică să facă pasul înainte, să se implice alături de noi. Partidul Mișcarea Populară este singurul partid care dorește primenirea clasei politice actuale, profund demagogică și total ineficientă. În ultimii ani, localitatea noastră a bătut pasul pe loc, deși are un potențial economic, turistic și uman uriaș. A venit vremea faptelor, vremea normalității.
ocazie cu care invit câmpinenii să susțină programul meu politic care conține o strategie de dezvoltare a orașului. Este pentru prima dată când un candidat pentru funcția de primar în Câmpina vine cu astfel de strategie pe care își fundamentează deciziile și acțiunile. Practic, eu nu propun pentru Câmpineni o serie de măsuri haotice, făcute pe genunchi, mai mult sau mai puțin realiste. Eu lansez un program structurat pe diverse domenii și fundamentat. Doar așa se poate asigura o dezvoltare coerentă și sănătoasă. Câmpinenii știu că localitatea noastră este înfrățită cu orașul Cibișlia din Republica Moldova. Această asociere care funcționează foarte bine m-a inspirat să vă lansez o provocare. Viitori primari ai Partidului Mișcarea Populară și viitori consilieri ai Partidului Mișcarea Populară, vă propun să devină o prioritate a mandatului dumneavoastră înfrățirea localităților prahovene cu localități din Republica Moldova. Astfel încât județul nostru să devină vârful de lance al acțiunilor necesare în deplinirii proiectului de țară al Partidului Mișcării Populare, unirea cu Republica Moldova. Dragi colegi și prieteni, vă doresc izbândă în alegeri și așa să ne ajute Dumnezeu. Eu, împreună cu echipa pe care o conduc, venim astăzi în fața dumneavoastră, în primul rând să vă mulțumim pentru oportunitatea pe care ne-ați oferit-o de a reprezenta Partidul Mișcarea Populară în alegerile din iunie 2016, la nivelul orașului Bușteni, și, la doilea rând, doresc să prezint câteva obiective strategice capabile să ne propulseze la conducerea orașului pentru următorii 4 ani. Aplicarea corectă și obiectivă a tuturor prevederilor legale va conduce în mod cert la un succes al parteneriatului pe care îl propunem cetățenilor orașului Bușteni. De a participa activ la conducerea propriului urbei, cetățenii să hotărăm împreună cu noi conducerea orașului și luarea cele mai importante obiective. Acest aspect reprezintă obiectul principal al Partidului Mișcarea Populară, organizația Bușteni. Buștenarii sunt dezorientați, scârbiți, impasibili, realmente resemnați de lipsit de orice speranță, s-au săturat de trocurile politice ale vechilor partide, de lipsa unei viziuni coerente și consecvente de dezvoltare a orașului, care se conducă spre un trai mai bun. Cetățenii noștri nu mai pot fi păcăliți cu tot felul de trocuri electorale, nu mai pot fi ademeniți cu promisiuni de șarte, nu mai pot fi păcăliți cu trocurile electorale din 4 ani. Noi cei care alcătuim astăzi Partidul Mișcarea Populară la nivelul orașului Bușteni, suntem fără precedent politic, și înțelegem să ne constituim un exemplu de moralitate, demnitate, cinste și corectitudine pentru întreaga populație a orașului. Potențialul economic, turistic și uman al orașului Bușteni reprezintă garanția unei ascensiuni în ierarhia valorilor și a turismului al întregilor stațiuni de pe teritoriul României. Echipa PMR Bușteni, constituită din oameni ai locului, oameni valoroși, potenți profesionali și intelectuali, sunt astăzi în slujba cetățenilor orașului, invitându-i la o conducere, la o asociere civică, în slujba prezentului, dar mai ales în slujba pentru viitor. Acestui oraș, pentru a nu mai avea voie să
acționăm doar pentru astăzi, ci și pentru mine. Noi invităm cetățenii Bușterenului să hotărască singur soarta, să vină alături de noi la conducerea orașului. De aceea, sloganul nostru va fi tot timpul alături de oameni, împreună cu ei, pentru un viitor mai bun. La porile Caraimanului, în slujba cetățeanului. Vă mulțumesc! Are cuvântul doamna Șerban Gabriela, candidata Partidului Mișcarea Populară pentru primăria Comunei Bănești. Mulțumesc, doamna președinte! Bună ziua! Stimate domnule președinte Băsescu, stimate doamne, stimați domni, doresc să aduc și eu salutul meu tuturor celor care se află în această sală la lansarea candidaților Partidului Mișcarea Populară Prahova pentru alegerile locale și cu mare drag să salut prezența președintelui Traian Băsescu, care ne onorează cu participarea domniei sale în această seară. Numele meu este Gabriela Mariana Șerban, sunt de profesie inginer chimist și am fost desemnată candidat al Partidului Mișcarea Populară la funcția de primar al Comunei Bănești. Am decis să intru în activitatea politică, întrucât și la Bănești, o comună cunoscută mai ales prin monumentul ridicat în cinstea marelui aviator Aurel Vlaicu, aflată pe drumul național numărul 1 la intrarea în municipiul Câmpina, femeile nu și-au pus amprenta în desfășurarea acestei activități, deși, la nivel național, ele reprezintă 52% din populație. Cred cu tărie în rolul activ al femeii în societate. Femeia nu este doar mamă, soție și gospodină, ci poate și trebuie să fie un element activ în viața comunității din care face parte. Doamnele, posesoare ale unui simț estetic deosebit, pot și trebuie să se implice pentru a schimba în bine fața localităților în care locuiesc. La nivel mondial, ascensiunea femeilor în funcții de conducere este o realitate a zilelor noastre. Le cunoaștem cu toții pe doamnele Angela Merkel, cancelar al Germaniei, și pe Hillary Clinton, candidată cu mari șanse la președinția Statelor Unite. Știați că în multe alte țări, pe cea mai înaltă dreapta politicii se află femei? Țări precum Brazilia, Argentina, India, Elveția, Finlanda, Croația și chiar Africa, Liberia, sunt conduse de femei președinte. Revenind în România, constatând că în politica românească, în acest moment, USR-ul încă trăiește, deși atât PSD-ul, cât și liberalii, neagă vehement acest lucru. Acest nou USR este totuși mare pierdere de viteză. El nu mai reprezintă o variantă credibilă pentru români. Românii s-au săturat să vadă seară de seară la știri cum cei pe care i-au votat acum 4 ani, acordându-le încrederea, fac coadă la DNA. S-au săturat ca banii publici destinați proiectelor de infrastructură, șosele, autostrăzi, spitale, școli, să ajungă în buzunarele politicienilor corupți din această coaliție sau în conturi offshore din țări exotice. Românii doresc acum altceva, anume persoane care nu au mai fost implicate politic, cu o ținută morală înaltă și care au demonstrat în viața privată că sunt de succes și pot transfera acest lucru și în beneficiul comunității. Partidul Mișcarea Populară este în acest moment portapelul curentului de curățenie politică. Este partidul în care 80% dintre membrii săi nu au mai făcut politică până acum. Este singura opțiune viabilă pentru români. Nici eu nu am mai făcut politică până acum. Vin însă cu vise, speranțe și ambiții mari, cu hotărârea ca proiectele pe care le propun comunității din care fac
fac parte, odată realizate, vor duce la schimbarea mult în bine a vieții locuitorilor acestei așezări și vor da o față mult mai luminoasă Băreștiului. În final, doresc mult succes candidaților Partidului Mișcarea Populară la funcțiile de primar și de consilier în campania ce va urma. Vă mulțumesc! Domnul prim vicepreședinte Cristian Diaconescu. Mă simt deosebit onorat pentru acest prilej de a fi aici în fața dumneavoastră. Două cuvinte aș vrea să vă spun. Evident, voi încerca prin a vă ura tot succesul din lume, multă determinare pentru cei 85% noi, și multă înțelepciune pentru restul de 15% care au mai făcut politică. Ajutați-vă între dumneavoastră. Fiți alături unii de alții. Am reținut din intervenția doamnei președinte un cuvânt. Acel cuvânt a început și a insistat. Cuvântul curaj. Permiteți-mi și mie să dau două, trei îndemnuri la acest cuvânt. Pentru că este foarte important. Un pas necesar, util, pentru oricine dorește să facă politică. Vă urez să aveți curaj să vorbiți puțin și să faceți mult. Vă urez să aveți curaj ca cei care vin și vă cer să înșelați electoratul, să-i aruncați afară din casă. Vă rog să aveți curaj să înțelegeți și momentul în care trebuie să-i spui unui om în față că e hoț, chiar dacă ți-e partener politic. Vă urez să aveți curajul ca ceea ce a spus astăzi în sală să transformați în fapte. Vă urez mult succes! Doamnelor și domnilor, dragi colegi, domnul președinte Traian Băsescu. Încep prin a vă spune bine v-am găsit. Este pentru mine o bucurie să mă aflu astăzi alături de dumneavoastră într-un moment extrem de important al acestei campanii, momentul în care organizația de Prahova își face public cunoscute candidaturile pentru toate comunitățile din acest județ. Nu v-a fost ușor, sunt convins. Sunteți un partid foarte tânăr, un partid care abia de 2 ani a început să-și formeze structurile și să-și caute oameni. Cel mai mult mi-a plăcut faptul că oamenii au venit singuri spre acest partid și un procentaj impresionant de membrii partidului nostru îl reprezintă oamenii care n-au mai făcut politică până acum. Oamenii care au spus nu mai vrem să stăm deoparte, vrem să ne implicăm, vrem să construim alături de politicienii partidului Mișcarea Populară. Este un lucru pentru care vă și felicit, dar cel mai important este că îmi doresc din tot sufletul să vă mulțumesc. Să vă mulțumesc pentru că, până la urmă, degeaba am avut eu ideea că trebuie creat un partid nou. Dacă nu erați dumneavoastră, această idee rămânea doar o idee. Dumneavoastră ați făcut ca această idee să prindă viață și astăzi să avem un partid care se bate peste tot
pentru primul loc. Un partid care înseamnă viitorul și nu trecutul tranziției cu bunele și relele ei. Un partid care vine să construiască, un partid hotărât să dea alt aer politicii românești. Am convingerea că anul acesta, la alegerile locale și la alegerile legislative, românii vor da semnalul că au înțeles că acest partid este pentru ei. Dragii mei, aici vreau să clarificăm definitiv un lucru. Acest partid nu este partidul meu. Eu sunt un membru al acestui partid ca oricare dintre dumneavoastră. Acest partid este partidul dumneavoastră și partidul este făcut să-i servească pe români. Acesta este ceea ce eu doresc să fie partidul. Eu nu am vrut să creăm împreună un partid pentru că mai am obiective politice. Nu mai am ce să fiu în România ca politician ales. Am fost 2 mandate membru al Parlamentului, am fost 2 mandate ales primar general al Capitalei, am fost 2 mandate ales președintele României. Nu mai vreau nimic pentru mine. Aș vrea să mai fac ceva pentru români. Și acest ceva înseamnă transferul unei experiențe uriașe. O experiență pe care am acumulat-o în cei 24 de ani de politică, spun 24 pentru că eu n-am fost membru PSD. O experiență acumulată care ar fi fost păcat să rămână povestită unui ziarist, unui cronicar, să fie pusă între coperțile unei cărți și să se ducă direct într-o bibliotecă. Intenția mea este ca această experiență să o transfer unui partid, un partid care să știe și ce să facă și ce să nu facă în politică. Apropo, vorbea doamna președintă despre alianțe de după alegeri. Așa este, Cătălina. Ai ghicit exact răspunsul corect. Alianța noastră este cu prahovenii aici și cu românii pretutindeni în țară. Sigur, nu trebuie să absolutizăm. Și din experiență vă pot spune un lucru. Uneori sunt necesare alianțe. Dar nu orice alianță. Eu am făcut alianțe greșite și vă spun vouă, azi, să nu faceți alianțe greșite. Este mai bine să rămâi în opoziție decât să te compromiți într-o alianță necredibilă. Asta pentru că noi vrem să construim pe termen lung. Îmi doresc mult ca la alegerile din 2016, fie că vorbim cele de la locale, fie că vorbim de cele parlamentare, să obținem rezultate foarte bune. Dar obiectivul nostru trebuie să fie să ajungem un partid de 40%. Un partid care să domine decizia politică pentru a o pune în slujba cetățeanului. Am mai crescut un partid la nivel de 40%, aproape 38% de fapt. Dar după ce am plecat, a eșuat. Haideți să facem acel partid de 40% care să însemne partidul capabil să construiască România pe care ne-o dorim atât de mult de la Revoluție încoace. A fost tranziție. Nici o tranziție nu are numai reușite. Dar la noi tranziția parcă a fost prea lungă
și parcă a fost prea nefolositoare românilor, cu prea multe întârzieri, cu prea multe eșecuri, chiar dacă, trebuie să recunosc, obiectivele strategice ale țării s-au atins. Unul a fost intrarea în NATO pentru a garanta securitatea, altul a fost intrarea în Uniunea Europeană pentru a ne garanta o prezumtivă prosperitate cândva. Dar acum tranziția s-a terminat. De aceea, acesta este momentul unui partid nou cu oameni noi. Iar un partid nou este cel care va putea face ca românii să creadă că acest partid va fi capabil să lucreze pentru ei și nu pentru clientela politică sau strict pentru interesele partidului. Acesta este crezul meu și din acest motiv am vrut să construim un nou partid, iar dumneavoastră a spus da. Partidul este al vostru, dați-l României! Vreau să vă citesc câteva titluri din Constituție, pentru că discursul meu trebuie să cuprindă ceva și despre alegerile locale, chiar dacă aș avea tentația să vă spun atât de multe lucruri despre Europa, despre NATO, despre relații bilaterale, dar o vom face altă dată. Acum avem ca mare prioritate alegerile locale. Vreau să vă citesc câteva titluri. Dreptul la informație, dreptul la învățătură, accesul la cultură, dreptul la ocrotirea sănătății, dreptul la mediu sănătos, dreptul la muncă și protecție socială, protecția copiilor și a tinerilor, protecția persoanelor cu handicap, dreptul la petiționare. Știți unde sunt scrise acestea? În Constituția României. Și ce v-am citit sunt articole din Constituția României, capitolul 32. Este un capitol vast care ne arată drepturile fundamentale ale românilor. Aceste drepturi însă, cele pe care vi le-am citit, sunt drepturi care țin de administrațiile locale. Niciun partid nu și-a propus ca prioritate să le dea românilor drepturile pe care le au în Constituție, citind-o și aplicându-le prin administrațiile locale. Vreau să fim primul partid care își înscrie în programele oricărui primar respectarea acestor drepturi. Și nu o să le explic pe toate, pentru că nici nu aveți nevoie. Dar vreau să vă dau câteva exemple de ce înseamnă să respecti drepturile fundamentale ale cetățenilor prin prisma atribuțiunilor administrațiilor locale. Dreptul la educație, despre care Cătălina a vorbit. Oameni buni, școlile sunt transferate la administrațiile locale de ani buni. Veselia partidelor. Au mai găsit un loc în care să-și numească clienții politici. Mai pui un director, mai pui niște oameni în Consiliul de Administrație și uite așa ai mai servit niște clienți. Nu le-a păsat de punerea în practică a acestui drept. Și vă arăt ce se vede cu ochiul liber. În momentul de față, în România, abandonul școlar este îngrozitor de ridicat. 18% din copiii care încep școala o abandonează. 18%! Vă rog să intrați pe site-ul Comisiei Europene, sunt raportările pe care le fac autoritățile române. Avem cel mai ridicat nivel de abandon școlar. Nu va veni niciodată ministrul educației să rezolve problema, pentru că n-are cum. Cel care plătește ajutoarele sociale este primarul.
prin direcția lui socială. El știe care sunt familiile sărace, pentru că abandonul școlar provine numai din familiile sărace, sau în primul rând din familiile sărace. El știe la ce uși trebuie bătut să îndrume copiii, să îndrume părinții, să-și trimită copiii la școală. El știe ce poate face din punct de vedere al sprijinului către familie, pentru ca acei copii să poată merge la școală. Neprocedând așa, primăria, Consiliul Local, încalcă un drept fundamental prevăzut în Constituție. Școala primară, școala generală, este garantată în România. De ce nu se ocupă administrațiile locale ca acest drept să se materializeze? Simplu, nu le pasă. Iar noi care vrem să facem altfel de politică, va trebui să redăm copiilor acest drept, punând în practică mecanismele primăriei de a depista cauzele pentru care copiii nu mai merg la școală. Este extrem de important ce vă spun. Imaginați-vă, peste 20 de ani, când acești copii vor fi oameni maturi, de 25, de 30 de ani, imaginați-vă România. Cu un procent de 18% în creștere, copii care n-au făcut școală, copii care au abandonat-o, copii care n-au nicio calificare, copii care nu termină 8 clase, 10 clase. Imaginați-vă România. Cred că aici este ceea ce se numește cod roșu. Cifrele sunt reale. De aceea, apelul meu la candidații noștri, la viitorii consilieri pe care îi vom da comunităților, la viitorii primari, grijă de școală, grijă de problema abandonului școlar și grijă și de structura a ceea ce învață. Pentru că legea educației, și sunt dascăli în sală, 25% din ore sunt la dispoziția Consiliului de Administrație. Împreună cu primăria pot stabili ore în care copiii să primească o calificare care să-i ducă la o angajare în comună, în oraș, în municipiu. Și nu să termine o școală și să spună, păi la mine în județ n-am unde să mă angajez. Aceasta este o problemă. O consider o chestiune de securitate a acestei națiuni. O națiune în care abandonul școlar a ajuns la 18%, este o națiune în dificultate în viitorul apropiat. Vă dau un alt exemplu. Dreptul la sănătate. Suntem cam tot acolo. Spitalele au fost transferate la administrațiile locale. Din nou veselie și nuntă la Consiliul Local, că mai punem un director, mai punem un manager, un reprezentant client al nostru în Consiliul de Administrație al Spitalului, mai fac niște contracte cu firme de ale noastre și viața merge înainte. Dar de Spitalul din Ploiești ați auzit? Și eu. Dar de celelalte spitale în care oamenii se duc pentru o operație de apendicită și pleacă luând infecții din spitale și mor de septicemie, am auzit toți. Oameni buni, nu-i joacă. Ocrotirea sănătății este un drept al cetățeanului și prin transferarea spitalelor la administrațiile locale, responsabilitatea consiliilor locale, a primarilor, a devenit uriașă. Sigur că e mult mai convenabil să schimbi borduri, să pui panseluțe, să pui lalele. Eu nu spun că lucrurile astea nu trebuie făcute, dar să știți că în Constituție nu scrie despre dreptul de a avea panseluțe, dar despre dreptul la sănătate scrie, despre dreptul la
la ocrotirea sănătății scrie: sigur, și după ce le facem pe toate, schimbăm și bordurile. Un alt drept pe care îl consider extraordinar de important și, dragii mei, este în atribuțiunea administrației locale. Dreptul copilului la ocrotire. Ne-am mulțumit și administrațiile locale s-au mulțumit cu mare veselie să tot strige că trebuie mărite alocațiile pentru copii, trebuie mărite alocațiile pentru mame. Eu sunt de acord cu acest lucru și când bugetul poate, trebuie să o facă. Mai ales dacă privim la natalitate. Dar dreptul la ocrotirea copilului nu înseamnă numai să-i dai mamei o indemnizație. Este prea puțin. Este în obligația administrațiilor locale să privească la situația natalității în comune, în orașe, în municipii. Să vadă, sunt suficiente creșe, sunt suficiente grădinițe. Vă asigur că este mult mai ieftin să construiești o grădiniță sau o creșe într-un cartier decât să schimbi toate bordurile de pe străzi. Și este mult mai util cetățenilor. Ocrotirea nu poate fi una care se bazează strict pe indemnizație lunară. Ocrotirea înseamnă, printre altele, ca mama, familia, să aibă unde își lăsa copilul în siguranță. Cei care au posibilități mai mari le-au mai dat, și-au mai dat copiii pe la creșe sau grădinițe de-astea private neautorizate. Și ați văzut la televizor ce se întâmplă în astfel de lăcașuri, care sunt doar un business în care copiii sunt prost tratați. Grădinițele și creșele puse sub patronajul primăriei au un responsabil major în fața părinților. Primarul și Consiliul Local. Deci eu cred că avem a privi cu atenție în Constituție și să înțelegem în profunzime care este mesajul Constituției către administrațiile locale. N-aș mai da decât două exemple din enumerarea pe care v-am făcut-o la început. Primul, care mi se pare extrem de delicat, dar este obligatoriu să fie însușit de un partid creștin-democrat, membru al Partidului Popular European, cum suntem noi. Un partid care, prin doctrină, valorizează omul. Este vorba de articolul 50 din Constituția României, care vorbește de protecția persoanelor cu handicap. Rog presa să țină cont de faptul că spun deliberat protecția persoanelor cu handicap și nu cu dizabilități, pentru că aceasta este formularea din Constituție. Nu știu dacă mulți dintre dumneavoastră ați discutat cu astfel de oameni. Nici eu n-am discutat foarte mult. Dacă veți, dar am avut ocazia să știu ce probleme au. Fie că au un handicap din naștere sau un handicap dobândit în urma unor accidente. Să știți că marea lor problemă nu este indemnizația pe care le asigură direcțiile sociale din fiecare județ. Fie că e mai mică, fie că e mai mare, este mai puțin important pentru ei. Suferința acestor oameni vine din faptul că sunt respinși de societate. Și mulți dintre ei, foarte mulți dintre ei, nu ne sunt cu nimic inferior intelectual sau ca pregătire. Totul este să fie acceptați și integrați în societate. Ei nu sunt oameni inferiori în niciun caz. Pur și simplu au fost mai puțin norocoși decât noi. Au fost mai puțin norocoși, iar noi, cei care nu intrăm la categoria persoanelor cu handicap,
avem obligația să încercăm să-i atragem în societate, în colective și să le dăm șansa să-și pună în slujba societății ceea ce știu să facă. De aceea eu cred că primarii noștri, cei care vor fi aleși, fie că vor fi aleși la municipii, la orașe, la comune, trebuie să aibă în vedere că dacă în interiorul personalului de care au nevoie pot folosi persoane cu handicap să o facă, nu va fi om care să-i mulțumească mai mult unui primar decât o persoană cu handicap căreia îi oferi un loc de muncă într-un colectiv. Vă asigur că asta e marea suferință a persoanelor cu handicap. Aș încheia partea care ține de alegerile locale cu un ultim mesaj care vine tot din capitolul Drepturi și Libertăți al Constituției României. Dreptul la muncă. Oare nu? Ne-am obișnuit ca o țară care a fost tătucită atâția ani, să spunem să ne facă tătu cu guvern locuri de muncă. Eu nu spun că guvernul nu are obligații în acest sens, dar locurile de muncă pe care le poate crea guvernul sunt locuri de muncă temporare. Adică, se construiește un tronson de 20 de kilometri de autostradă. Foarte bine. Locurile acelea de muncă vor fi valabile 2-3 ani, după care lucrarea se încheie și omul pleacă. Oamenii pleacă, se închid locurile de muncă. Regularizări de râuri. Foarte bine. O lucrare mare, lucrarea ține 2-3 ani, după care locurile de muncă se închid pentru că s-a terminat lucrarea. Marea responsabilitate este a administrațiilor locale. Ele trebuie să creeze condiții, să stimuleze, să ajute, să atragă investițiile. O să vă dau un exemplu ca să nu rămână, așa o afirmație. Vă aduceți aminte de Cluj? Clujului Funar. Funar care se bătea cu pumnii în piept că au venit imperialiștii de la americanii de la Pepsi-Cola să facă ei o fabrică la Cluj. Și el a spus, nu imperialismului. I-a gonit, s-a pus la Oradea. Dar i-a ținut pe clujeni vopsindu-le timp de 3 mandate băncile în roșu, galben și albastru. E, costul acestei abordări a fost că în Cluj șomajul ajunsese pe la 10%. A venit un primar de dreapta, Emil Bob. Îmi pare rău, e concurentul nostru, dar nu pot să nu-i recunosc merit. A deschis orașul la investiții. A creat un parc industrial. A tras infrastructura până la limita parcului industrial. A dat facilități pe perioada investiției să nu se plătească taxe pe terenul ocupat. A dat facilități și de salarizare lucruri care țineau de primăria Clujului. Rezultatul? După 2 mandate a lui Emil Coc, în Cluj șomajul este 0 și sute de absolvenți ai Universității Babeș-Bolyai își găsesc și au găsit de lucru în parcul industrial, pentru că acolo s-au făcut numai investiții high-tech. Asta înseamnă responsabilitatea administrației locale în a atrage investițiile. Sigur, clasic, primarii USL, când vii să-i vorbești de investiții, în loc să uite la ce îi spune investitorul pe gură și ce are în cap, se uită la buzunare, are ăsta ceva pentru mine sau nu? Că dacă nu are, nu mă interesează. Vreau să plecați de la premisa reală
că principalii responsabili pentru atragerea investițiilor în comunitățile lor sunt primarii și consiliile locale. Dacă vrei să-l scarme de orice venit înainte să înceapă să producă, nu va veni acolo. Dacă nu-i dai garanții că nu-i mărești taxele locale timp de 10 ani, nu va veni acolo. Dacă îi dai aceste garanții, dacă faci ce vă spuneam mai înainte, să știți că va veni. Iar din punct de vedere a cui vine, cine investește, vă rog să mă credeți, nu este nicio diferență între investitorul român și investitorul străin. Dați-i românului, care e destul de prigonit, condiții corespunzătoare să-și facă investiția și vă asigur că și românii vor investi în parcurile industriale care dau facilități. Asta este o responsabilitate de care administrația locală nu poate fugi. Am creionat câteva lucruri și câteva argumente care în campanie pot fi preluate. Nu mai vorbim de dreptul cetățeanului la a avea un mediu curat. Mai ales aici la Prahova, unde s-au sacrificat atâtea spații verzi, ia atâta poluare și nimeni nu face mare lucru. Deci sunt multe lucruri care țin de administrațiile locale. Aș închide acest capitol cu o sugestie care nu este în Constituție, dar trebuie să privim la cei care trăiesc în mediul rural. Uitați-vă ce depopulare, uitați-vă ce îmbătrânire a satului. Cred că administrațiile noastre pot face un lucru minimal. România a pierdut 7 miliarde de euro din exercițiu bugetar trecut al Uniunii Europene. I-a pierdut pentru că n-a avut proiecte. Cred că noi trebuie să ne propunem să ajutăm pe cei care trăiesc din agricultură. Pentru asta ar trebui să înființăm la nivelul primăriilor pe care le vom câștiga mici unități cu specialiști care să-i ajute să-și facă proiectele pentru a obține finanțări europene nerambursabile și pentru cei care lucrează pământul și cei care au dezvoltat afaceri în creșterea de animale, în viticultură, în pomicultură și așa mai departe. Este o obligație pe care trebuie să ne asumăm, pentru că altfel micul agricultor, micul producător agricol rămâne la latitudinea, la mâna marilor consultanți care trebuie să-i facă proiectul și asta înseamnă timp mult, bani foarte mulți și niciodată certitudinea că proiectul va fi aprobat. De aceea cred că trebuie să ne asumăm responsabilitatea de a pregăti 2-3 specialiști în primării care să fie consultanții localnicilor care trăiesc din agricultură. Dragii mei, dincolo de aceste lucruri, dacă privim numai când v-am vorbit de drepturile constituționale pentru care are responsabilități administrația locală, ne dăm seama ce rol formidabil au administrațiile locale în calitatea vieții. Gândiți-vă că și-ar respecta obligațiile constituționale legate de mediu, legat de spitale, legat de școală, legat de copii, de protecția copilului. Gândiți-vă cum ar arăta comunitățile noastre dacă toate aceste lucruri ar fi puse în aplicare. Ar fi niște comunități mulțumite. Ar începe să le placă oamenilor să trăiască în comunitatea lor. Asta înseamnă calitatea vieții și dincolo de ce spuneau candidații la primărie, izolare termică, asfaltări, știu eu, canalizare, care sunt lucruri ce rămân tot în sarcina primăriilor, a respecta aceste drepturi constituționale ale românilor înseamnă a le crește calitatea vieții și a le da șanse și pentru viitor. În final,
deși am văzut un spirit foarte bun aici, îmi place ce simt din sală, acel entuziasm, acel curaj, acea dorință de competiție. Vreau să vă spun că acest partid nu poate funcționa altfel decât cu mentalitatea învingătorului. Este un partid care, prin calitatea oamenilor lui, prin voința lui de a schimba, prin numărul mare de membri de partid care au intrat pentru prima dată în politică, nu poate să fie altceva decât un partid de învingători. Eu am participat la multe competiții în viața mea și înainte să intru în politică am fost în competiția profesională și la 34 de ani comandam o navă de 306 metri, era visul oricărui absolvent al Academiei Navale. În politică am fost de asemenea în situații critice, uneori în competiție. Fie că vorbim de alegerile de la primărie din 2002 sau alegerile de la prezidențiale din 2004, din 2000 la primărie. Nimeni nu credea că pot să bat PSD-ul la București. L-am bătut pentru că am crezut în mine, în echipa mea, în ceea ce afirmam. Și rezultatul a fost că la al doilea mandat Joana a rămas singur prin piață, pentru că, deși legea spunea două tururi, n-a mers. A fost un singur tur. Cine credea în 2004 că poate fi bătut Adrian Năstase? Credeam doar eu și votanții mei. Cred că mulți dintre dumneavoastră ați fost votanții mei și în 2004. Dar altfel, sociologi, toți deștepții, îl dădeau gata câștigător. Săracul își pregătise și vila, își pregătise și Constituția cu mandat de 5 ani. Sigur că în seara alegerilor l-am sunat și i-am mulțumit și pentru vila și pentru Constituție. Dar vreau să știți un lucru. Ți se poate întâmpla ca în orice competiție să iei locul 2. Sau să iei locul 3. Dar un lucru nu ai voie să-l faci când intri în competiție. Să nu crezi că tu vei fi câștigătorul. Acesta vreau să fie partidul Mișcarea Populară. Un partid care crede în el, un partid care crede că va câștiga competiția electorală, un partid căruia îi doresc din tot sufletul mult succes. Pentru că succesul dumneavoastră va fi o bucățică din succesul meu. Vă mulțumesc mult că într-o zi de sâmbătă v-ați rupt câteva ore pentru această întâlnire. Mult succes candidaților noștri la primării și la consiliile locale și Cătălina, pentru că tu ești nava amirală a flotei Prahova, îți doresc mult succes! Fericit seara să acosteze în foarte liniștit. În iunie. Numai puțin. Dragii mei, aș vrea... Știu că nu-i nevoie să vă spun. Știu că nu-i nevoie să vă spun. Dar nu vreau să închei această întâlnire fără să menționez un lucru fundamental. N-aș vrea să aud, să aflu că vreo organizație, că vreun om de-al nostru s-a dus la poartă, la poarta omului prin comune, bag o găleată, bag ulei, bag un zahăr, bag a strâns semnături, plătind semnatarii. Asta este adevărata reformă pe care noi o propunem clasei politice. Vrem să fim susținuți de oamenii cinstiți din această țară, care ne votează din convingere și nu pentru o sticlă cu ulei.
Iar dacă avem ceva de dat, le dăm să muște din mări.